Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoramic în această zi de mare sărbătoare pentru noi românii și nu întâmplător sunt îmbrăcată în ia tradițională românească pentru că astăzi, 24 iunie, sărbătorim Ziua Internațională a Iei, așa că la EMI-TV purtăm IE cu mândrie și pentru că toți suntem în ton de sărbătoare, la fel va fi și discuția din această seară pentru că acest sfârșit de săptămână, Comuna Dănești se pregătește de sărbătoare, iar invitatul meu este domnul primar al comunei, domnul Mădălin Paliță. Bună seara, domnule Paliță! Apreciez că ați achesat și dumneavoastră la evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi și că ați venit îmbrăcat corespunzător. Bună seara, vă mulțumesc de invitație, așa cum știți, la dumneavoastră vin cu mare drag și, într-adevăr, și pentru mine este o sărbătoare, așa cum zice și dumneavoastră, ea trebuie să fie o mândrie pentru noi, pentru că reprezintă portul tradițional românesc și dacă ne mândrim că suntem români, zic eu că trebuie să ne mândrim și cu portul tradițional românesc. Acum, știți, n-aș vrea să duc discuția într-o zonă ceva mai tristă, dar ținând cont de toate neajunsurile ce ne-au năpăstuit în ultima perioadă și mă refer aici la toate creșterile prețurilor, nu știu cât ne mai mândrim că suntem români, dar profităm de aceste sărbători care ne-au consacrat ca să ne mai bucurăm sufletele și să uităm așa pentru câteva minute, pentru câteva ore sau poate pentru o zi de neajunsurile noastre. Dar să revenim la discuția noastră ceva mai veselă, spuneam că comuna pe care dumneavoastră o păstoriți se pregătește de sărbătoare pentru prima dată în istorie, în istoria comunei Dănești, pentru că se practică acest lucru de foarte, foarte, foarte mulți ani în alte comune din județul nostru, din țară, chiar și în străinătate se sărbătoresc zilele comunităților respective. La Dănești nu s-a putut până acum, dar mă bucur că ați reușit dumneavoastră în acest an. Știu că v-ați propus încă de când ați venit în scaunul de primar să organizați aceste evenimente, dar v-a fost potrivnică această criză sanitară. Este foarte adevărat. În programul meu electoral, unul dintre puncte era acesta, să reușim să ne bucurăm și sufletele pe lângă toate activitățile de zi cu zi și să reușim să devină și în comuna noastră o tradiție din a sărbători zilele comunei Dănești. Să știți că pentru dat fiind faptul că se organizează pentru prima dată, n-a fost foarte ușor. A fost un pic mai complicat pentru că a trebuit să ne pregătim, să creăm un pic de infrastructură, să găsim locația adecvată desfășurării unui astfel de eveniment, însă cred eu că merită tot efortul. Feedback-ul din partea cetățenilor este foarte bun, toată lumea este bucuroasă, toată lumea așteaptă să vină artiștii, să se desfășoare programul așa cum l-avem stabilit. Cred eu că vom avea două zile de sărbătoare, pe data de 25 și 26 iunie, respectiv sâmbătă și duminică. Adică mâine și poi mâine. Adică mâine și doar poi mâine. Doar jumătate de... o noapte ne mai desparte. O noapte ne mai desparte de marea sărbătoare a comunei Dănești. Sunt foarte mulți oameni care abia așteaptă și în special oamenii care sunt mai în vârstă. Așa cum am mai spus, dacă noi tinerii mai reușim și mai mergem la un spectacol și avem posibilitatea și mobilitatea... E vorba și de socializare, domnule primar. Pentru că, haideți să recunoaștem, astfel de întâlniri se organizau încă din cele mai vechi timpuri. Horele satului, hore de anumite sărbători se realizau încă din cele mai vechi timpuri și erau un motiv de întâlnire și de socializare între bătrânii, tinerii satului, chiar și schimbul acesta de experiență între generații. Pe când la Dănești nu s-a mai întâmplat acest lucru de foarte mult timp. Poate lumea se mai întâlnea pe la biserică în zilele de sărbătoare și avea ocazia să socializeze, dar cred că ați creat un motiv de mare bucurie pentru cetățeni, în special, adică deși sunt moderatorul acestei emisiuni și n-ar trebui să emit judecății de opinie personală, trebuie să spun că inclusiv eu, care sunt din satul Dănești și am copilărit acolo, mă bucur nespus că pot să mă întâlnesc cu oamenii din sat într-un astfel de, la un astfel de eveniment și într-un astfel de context. Pentru că nu ne vedem așa
foarte des. Poate nici nu ne mai recunoaștem dacă ne mai întâlnim pe stradă unii pe alții. E adevărat, am ales, n-am ales întâmplător această perioadă, am ales această perioadă și îmi doresc ca pe viitor, cât voi fi eu în funcția de primar, zilele Comunii Dănești să se desfășoare în ultimul weekend din luna iunie. Adică nici atunci când sunt plecați marea majoritate a oamenilor în concediu, dar nici înainte de a lua copiii vacanță și de a fi, este, cred eu că este perioada cea mai potrivită, așa cum ziceți dumneavoastră, să reușim să aducem acasă și să beneficieze de această sărbătoare cât mai mulți locuitori ai comunii și nu numai, să știți că sunt oameni din comunele învecinate și chiar din municipiul Târgu Jiu cu care mă întâlnesc, mă întreabă unde se desfășoară evenimentul. Le-am spus și sunt foarte bucuros și abia așteaptă să vină. Nu vă ascund faptul că încă de astăzi toți comercianții au venit, sunt foarte mulți comercianți cu diverse produse, de la produse alimentare până la haine noi și jucării și înghețată, gogoși, tot ce este necesar pentru a se desfășura o astfel de acțiune câmpenească, o petrecere câmpenească susținută de un program artistic impresionant. E adevărat. Impresionant, adică ați debutat în forță. Nume mari ale cântecului popular românesc vor fi pe scena de la Dănești. Din nou, în premieră pentru comuna noastră, Constantin Măgureanu, da. Niculina Stoican, Mariana Ionescu Căpitănescu, Emil Badea, sunt foarte mulți cei de la Doina Gorjului, Alina Lăcătușu. Da, foarte multe nume cunoscute vor fi pe scena de la Dănești, dar până să ajungem la această sărbătoare, s-a adus în discuție în spațiu public de banii cheltuiți pentru organizarea acestui eveniment artistic și câmpenesc, așa cum îi spuneți dumneavoastră. Dar haideți să luăm pe rând ca să înțeleagă oamenii că acei 80.000 de lei nu s-au dus doar și expre pentru muzică. Acolo ați avut de făcut niște lucrări de infrastructură, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru că se desfășoară practic în câmp. Exact. N-aveați nimic. Știți ce se întâmplă? Acum, când ne raportăm întotdeauna la bani, suntem tentați să nu mai facem nimic. Sunt, într-adevăr... Da, dar majoritatea lucrurilor se raportează la bani. Este foarte adevărat, însă dacă vrei să faci ceva, nimic nu e fără bani. Corect. Ca să ne înțelegem. Corect. Nimic nu se poate fără bani. Și acum sunt diverse persoane, opozanți de-ai mei, nu opozanți politici, pentru că ei politic sunt neimportanți, ca să ne înțelegem. Sunt diverși oameni care probabil sunt nemulțumiți de mine ca persoană. Am reușit să zgândăr așa cuibul de viespi de acolo și chiar să-l îndepărtez din conducerea primăriei. Proliferează tot felul de sume de miliarde, de miliarde, indiferent, nu cred că există o investiție sau vreo lucrare pe care eu s-o fi făcut în Comuna Dănești care să nu o conteste și să nu zică că am cheltuit nu știu câte miliarde. Să știți că lucrările și numai cine n-a făcut lucrări și cine n-a făcut, ca să fiu un pic răutăcios, cine n-a făcut pe banii lui lucrări, da? Și știți la cine mă refer, așa, nu are dimensiunea banilor și nu știe ce înseamnă o lucrare de reabilitare la o școală, o lucrare de reabilitare la un sediu de primărie, o lucrare de reabilitare a unor intersecții sau, dau un exemplu, organizării unui astfel de eveniment. Ei n-aveau de unde să știe cum comune, e cu organizarea de evenimente, că n-au făcut. Sunt, da, e adevărat, sunt comune și sunt orașe care cheltuie nu de două ori suma pe care am cheltuit-o noi, de trei ori, de patru ori suma pe, și poate nu au parte de spectacolul, așa cum ziceți dumneavoastră, de artiștii pe care îi prezentăm noi în aceste spectacole din cele două zile. Ei, aveți și un plus, că artistul Emil Badea este fiul al satului și v-a ajutat un pic să vă aducă numele acestea la Dănești. Este foarte adevărat și am mizat foarte mult pe sprijinul dumnealui, tocmai că este din localitate și tocmai că
l-am atins cumva și pe dânsul la mândrie, știți? Trebuie să facă ceva frumos pentru că este practic în localitatea în care domiciliază și unde are și dânsul familia. E foarte important că vă dați mâna și cu cetățenii și că reușiți să creați lucruri frumoase. Chiar înainte de emisiune îmi spuneați că aveți un grup de organizatori acolo, ținând, printre care fac parte oamenii ai satului, sigur, nu neapărat angajații ai primăriei. Sprijin, da, avem și noi, pentru că și noi trebuie să ne organizăm cât de cât, avem și noi o parte de protocol, vor veni și pe la noi nume importante din conducerea județului. Nu se poate să nu ne organizăm și să avem și noi, așa cum am văzut și eu pe la alte comune și prin alte părți pe unde am mers, o parte separată, unde putem să stăm de vorbă și unde putem să servim o mâncare și să bem un pahar de vin. Poate să mai puneți la cale ceva proiecte. Și poate să mai smulgem câte o promisiune pentru câteva proiecte pentru comuna. De obicei la astfel de întâlniri se mai duc discuții și în zona aceea. Nu de obicei, inevitabil se duc discuții și în această zonă și îmi doresc foarte mult să avem cât mai multe întâlniri de genul ăsta și cât mai multe posibilități de a aborda anumite subiecte de obținere de proiecte. Acum mi-ați deschis ochii, domnule primar. Păi cred că de asta face domnul Romanescu atâtea concerte la Târgu Jiu. În fiecare posibil. Săptămână avem concert, în această seară Eremia și Fly Project. Fix asta ne doream. Fix asta. Nu mai contează că avem gropi, că subsolurile sunt cum sunt, că nu avem parcuri unde să ne ducem copiii. Ne trebuia concert cu Eremia și cu Fly Project. Eu nu comentez nimic din acțiunile colegilor mei primari. Fiecare are câte o strategie, fiecare are câte un program electoral, așa cum am zis. Eu mă țin de programul meu electoral. Bun, rău cum este, pe baza acestui program electoral, eu am reușit să câștig alegerile, indiferent ce ar fi și dacă convine sau nu convine la unii dintre opozanții mei, eu voi încerca să bifez cât mai multe din promisiunile electorale. Și atunci, dacă am reușit și am promis în campania electorală că voi organiza zilele Comunii Dănești, iată că imediat după ce pandemia mi-a permis să fac acest lucru, am intrat și noi, sincer vă spun, suntem cumva în rândul comunelor cât de în cât normale. Lumea, da, vorba. Pentru că aceste sărbători nu reprezintă un moft sau ceva care să atragă neapărat electoratul. Ele sunt făcute, așa cum a zis, pentru a aduce tineri și bătrâni în același loc și pentru a socializa și pentru, vă spun, sunt oameni care au venit din străinătate tocmai să participe la un astfel de eveniment. Cât de frumos! Nici nu le veneau să creadă. Au fost oameni, astăzi am fost acolo în locația unde se organizează, foarte mulți oameni, vă spun sincer, au venit să vadă dacă într-adevăr e adevărat. Dacă într-adevăr e lume, dacă într-adevăr au venit comercianți, foarte multe lume uimite, nu le venea să creadă că într-adevăr se întâmplă și la un pic și într-un timp relativ scurt. Acum nu o luați ca pe un periaj, da. Acolo n-aveați apă, n-aveați curent electric, n-aveați nici măcar terenul nu era exact, ce trebuia. Nici măcar terenul nu era. Știți ce se întâmplă? Mi-am dorit să fac un astfel de eveniment și am vrut să fac un eveniment reușit din prima ediție, da? Astfel încât pe viitor să-i tragă inima și pe comercianți să vină și pe oameni, adică să nu fie un eveniment răsuflat de la bun început, că altfel e clar că pe viitor nu va avea un viitor acest eveniment. Și de aceea n-am lăsat lucrurile la întâmplare. Cine mă cunoaște știe că eu pregătesc de obicei lucrurile mai în amănunt și de multe ori e un defect, pentru că mi-ocup foarte mult timp cu lucruri mărunte și cu lucruri de amănunt, dar în ansamblu, lucrurile fac diferența, adevărat, știți? În ansamblu lucrurile se văd bine și atunci eu sunt mulțumit și cred eu că și cetățenii comunei de ne sunt mulțumiți. Și acum, pentru că tot vorbeam de investiție, este o investiție până la urmă de viitor, pentru că terenul respectiv, dacă cumva nu se va mai face, nu se vor mai realiza acolo, organiza acolo aceste zile, puteți să-l folosiți în alte scopuri. Nu, deci, noi am făcut proiectul, e mult mai amplu, în ciuda răutăților am tras curent. Acolo este o zonă propice pentru desfășurarea mult mai multor evenimente și noi pe parcurs ce evoluăm, da, și reușim și organizăm, o să vedeți că o să mai avem astfel de evenimente chiar și sportive. Nu dezvălui pentru că sunt obișnuit să dezvălui atunci când am o certitudine că se întâmplă, da?
el poate fi folosit și poate fi utilizat de către orice cetățean din comuna Tănești care dorește să-și facă o nuntă, dorește să-și amplaseze un cort, are curent, are apă potabilă, are terenul care este ca în palmă, acum o să veniți și o să vedeți. O să vadă și are... telespectatorii noștri, pentru că evenimentul va fi transmis în direct de EMITV mâine seară. Da, foarte mult pentru că m-a ajutat să promovez acest eveniment, dar numai că m-a ajutat să promovez acest eveniment, m-a ajutat să promovez lucrurile bune din, și frumoase din comuna Tănești. E, acum mai și zgândărim din când în când, știți? Da, nu e o problemă. Este important să ne zgândăriți și nu trebuie, este un primar, chiar nu trebuie lăsat să-și facă toate mendrele, pentru că e tentat să creadă că tot ce face el este bine. Corect. Și atunci când cineva și vine și spune și îți mai atrage atenția că e greșit ceva sau că nu e bine ceva, eu cred că e un câștig. Te face să te gândești, chiar dacă pe moment e posibil să nu-ți convină. Dar te face să te gândești. Bă, totuși, mi-a spus un om, mi-a spus doi oameni. Vă spun că acum un drum care duce la această locație l-am refăcut un pic, l-am reprofilat cu... Și una dintre vecini a fost un pic nemulțumită că i-am deranjat ceva și am chemat-o la final de lucrare și am întrebat-o, ce am făcut noi rău la drumul ăsta? Că l-am reparat, am stricat ceva, nici gardul nu l-am stricat, nici pomii nu i-am tăiat. Nu, n-ați făcut. Păi zic, eu nu vreau să fac ceva împotriva oamenilor. Deci chiar nu vreau să fac, eu să fac ceva pentru oameni. Dar că de ce, domnule primar, acolo sunt văzute lucrurile așa? Pentru că nu sunteți singurul edil care se plânge de reticența oamenilor atunci când doresc să implementeze și să facă ceva înspre folosul comunității, se lovesc de acest baraj. Sunt oameni care de-a lungul timpului n-au fost învățați să se întâmple lucruri. N-au, să știți că dacă tai o creangă dintr-un pom care iasă în stradă, omul e supărat că i-am tăiat creanga din pom. Dar când vede după aceea strada curată și că e luminată și că e frumoasă, își schimbă un pic părerea. Și sunt foarte mulți oameni care în primă fază s-au supărat și după ce au văzut cum a ieșit și cât a fost de frumos, s-au împăcat cu ideea. Pentru că așa cum am spus, eu nu vin să fac ceva contra oamenilor, eu chiar vreau să fac lucruri bune pentru oameni și nu-mi doresc să-i supăr. Dar nici nu putem să facem, să zicem, un tronson de drum și să ocolim la un moment dat o persoană de dragul de a n-o supăra. Sunt lucruri pe care oamenii sunt sensibili și trebuie tratați la fel cu sensibilitatea necesară, astfel încât să nu se supere și să treacă peste momentul respectiv. Ca să lămurim în totalitate ceea ce are legătură cu evenimentele de sâmbătă și de duminică, întrebau pe pagina de socializare la una dintre postările dumneavoastră un cetățean sau un doritor participant la... un posibil participant la eveniment, unde vor parca mașinile? Acolo unde se desfășoară evenimentul, am curățat terenul și am făcut o parcare de aproape peste 200 de locuri de parcare. E multă lume care a trecut de-a lungul timpului prin acea zonă și nu-și imagina că poate fi curățată și poate să arate în felul în care arată astăzi. Și mulți oameni nu știu că noi între timp am curățat acea zonă și am făcut-o, am adus-o în stadiu în care să poată fi utilizată ca și loc de parcare. Deci, în zona în care se desfășoară acest eveniment, zilele Comunii Tănești, aproape jumătate din izlazul respectiv poate fi utilizat ca locuri de parcare și sunt peste 200 de locuri de parcare. Perfect. Deci nu vă îngrijorați. Vor fi, accesul va fi direcționat astfel încât să nu fie blocaje rutiere. Tot deci există este angrenat inclusiv în echipajele... cooperare cu poliția, vor fi echipaje de jandarmi, vor fi echipaje din cadrul poliției, vor fi, avem chiar și un cort de prim ajutor. Totul este așa cum trebuie să fie. V-ați mobilizat? În cât timp ați rezolvat toate timp problemele? Foarte scurt. Să știți că țin să mulțumesc colegilor mei de la serviciu administrativ și sunt niște oameni pe care eu, așa cum am spus, ei sunt puterea mea și forța mea, pentru că multă lume zice, Doamne, ce mai primar și câtă curățenie face, zi, nu eu fac curățenia, oamenii ăștia o fac. Ce îmi pare foarte rău că încă nu le pot mări salariile și nu le pot da salarii pe cât merită ei, dar ce le pot promite că atunci, cu prima ocazie când voi putea să măresc salariile, le voi mări salariile pe măsura efortului lor. Care, ei sunt schema în care sunt în cadrul primăriei,
nu permite să mai angajăm încă un om care ar fi necesar, aș mai avea nevoie de cel puțin un om care să fie de meserie electrician. Sper ca pe parcurs să reușim să, să modificăm un pic și da, să angajez. Da, știți că s-a dat ordonanța de urgență cu blocarea angajărilor. Da, blocarea este doar până la finalul anului. Au mai fost perioade în care s-au blocat posturile. Oricum n-aveam un post liber pe care să-l ocup. Dar cred eu că pe viitor se va mai modifica un pic schema și voi mai duce, cum să zic, locurile de la mapă înspre sapă. Știți? Cred că ar fi ideal. O să vedeți. Se întâmplă. Sunt posturi care au fost ocupate, că au fost necesari să se ocupe. Sunt locuri care se vor dezocupa și voi reorganiza în așa fel încât să duc înspre serviciu administrativ un pic mai mulți oameni ca să putem să facem treabă. Comuna Dănești are 11 sate. Noi cu serviciul administrativ facem partea de întreținere și partea de lucrări minore, ce înseamnă pe lângă școli, ce înseamnă pe lângă locurile de joacă, pe lângă intersecții, lucrurile minore. Nu ne permitem să facem lucrări de anvergură pentru că, așa cum am zis, nu avem atâta și de specialitatea respectivă pentru fiecare lucrare în parte. Ce este lucrare mare, le facem cu societățile comerciale care vin și participă transparent. Ce este de întreținere și de reparații și de curățenie și așa cum ați văzut și dumneavoastră, face serviciu administrativ. M-am ocupat în ultima perioadă și am achiziționat utilaje pentru că toți ne mândrim și ne uităm la alte comune, că nu sunt buruieni, că nu sunt drumurile bune, că... Dar vă spun, sunt comune care s-au dotat cu poate chiar dublu utilajelor pe care le am eu și în fiecare an îmi doresc să achiziționăm câte un mic utilaj astfel încât să putem să realizăm tot ce este necesar pentru Comuna Dănești. Nu v-ați ocupat doar de organizarea zilelor comunei în această perioadă. Am văzut că ați promovat în spațiu virtual și amplasarea de delimitatoare pentru a se observa foarte clar de unde și până unde se întinde comunitatea dumneavoastră. Vă axați și pentru v-ați aplicat și asupra începerii lucrărilor la un after school în localitate. Deci vă mișcați. Sunt lucruri, așa cum am și spus, la o bază sportivă. Sunt lucruri pe care eu le-am promovat în programul electoral și de care promit să mă țin. Să știți că am promovat faptul că voi face un dispensar medical și îl voi face. E clar. Am bani promovat. Vă trebuie. O să vedeți că o să fie și bani, pentru că dacă te o spunem pe românește, dacă te lipești de partidul care trebuie și de oamenii care trebuie. Aici vă bazați foarte mult pe apartenența dumneavoastră la Partidul Social Democrat. La principalul partid politic din România, care este momentan Partidul Social Democrat. Să știți că în orice conjunctură politică, atunci când nu a fost la guvernare Partidul Social Democrat, țara asta a luat-o doar în jos. Vă garantez, au fost guvernări de dreapta și vedem că, dau un exemplu de pe timpul PDL-ului, nici astăzi nu s-a terminat cu arestările care vin la guvernanții de pe timpul PDL-ului și la banii furați de atunci de pe timp. Gândiți-vă că banii care s-au furat atunci au fost bani împrumutați de la FMI, care a reușit și a achitat înapoi Ponta când a venit prim-ministru. Să țineți minte treaba asta ce vă spun. Acum a fost o guvernare de dreapta care a împrumutat extrem de mulți bani de pe piața externă și care vor trebui plătiți și cred eu că tot de o parte social-democrată, pentru că nu știu dacă ați observat, în câteva luni, 6 luni de guvernare de dreapta, a fost un dezastru economic. Da, și acum o să motivați pandemia. Suntem. Să știți că pandemia a fost în toate țările. Nu le caut scuze. Țările. În schimb, aș vrea să nu-și mai găsească nici scuze. Aici mă refer la actuala alianță. Și ce vreau eu să completez, pentru că tot din istorie ne aducem aminte că nicio guvernare de stânga nu și-a dus mandatul până la final. Nu și-a dus, pentru că adică cu forțele, un an și jumătate înainte au aruncat săbile. Nu, vă spun ce se întâmplă. Care este de fapt și de drept singura problemă de nu se reușește un mandat la guvernare întreg la socialdemocrați? Întotdeauna președintele României s-a ales după Ion Iliescu. Și chiar și Ion Iliescu, nu pot să zic treaba asta, s-a ales în urma unei situații de manipulare publică. Da?
au fost o mare manipulare atunci cu Ponta, că nu sunt secții de votare, că vine diaspora, că nu lăsăm diaspora. Până la urmă erau 100.000 de voturi în diaspora, nu erau milioane, milioanele de voturi erau tot în România, da? Dar ălea 100.000 au sunat copiii că nu ne lasă să votăm, s-au triplat, s-au dublat în România și a reușit și a ieșit Băsescu. Dacă dumneavoastră vă mândriți că l-am avut pe Băsescu 10 ani președinte, mie îmi pare foarte rău. Așa a fost atunci când a fost cu, țineți minte, cu, când s-a luptat cu Adrian Năstase. A fost o manipulare și a câștigat pe faptul că i-a spus a lui că a fost vânător și că împușca iepurași. Și țineți minte, când l-a pus în dificultate și l-a întrebat, dar îți place când împuști iepurii? Și a luat-o pe partea asta sentimentală a oamenilor, ăsta omoară, e vânător. Păi câți vânători sunt în România asta? Și omoară nu iepurași, omoară urși, cerbi, tot ce e mai frumos în țara asta. Dar nu aici e discuția. Discuția este următoarea. Dacă nu se va reuși impunerea unui președinte de, din partea social-democraților, niciodată nu va putea fi dusă o guvernare. Când a avut ultima dată în PSD un președinte? Singurul președinte PSD-ist a fost Ion Iliescu. De atunci s-a terminat. Cred eu că influența asta europeană și influența țărilor occidentale este și se dorește a fi cumva echilibrată, în sensul că președintele îl pot impune ei la un moment dat, chiar dacă e vot public, îl impun pentru că ați văzut, există atunci, la momentul și o să urmăriți, la momentul alegerilor creează o emoție de asta publică falsă. Gândiți-vă cum a ajuns Iohannis președinte. În 3 zile, nici din primar la Sibiu a ajuns președinte la partidul PNL, l-a dat jos și pe Crin Antonescu și gata, a ajuns președinte. Și uitați ce pățim de 10 ani de zile cu Iohannis președinte. Până și el s-a convins că singura alianță stabilă nu poate fi făcută decât cu PSD. Stați că un pic se cam clatină privind alianța în aceste momente. Se clatină pentru că sunt divergențe, nu putem, trebuie să înțelegem. Unele, și asta e diferența între social-democrați și liberali, și, da, între stânga și dreapta. Unii văd într-un fel măsurile fiscale, alții văd în alt fel măsurile fiscale. Mi-a aruncat la fileu, domnule Paniță. Da, vă rog. Și profit de faptul că ați făcut parte din acest organism al statului, mă refer la ANAF. Directorul ANAF a ieșit săptămâna aceasta cu o declarație halucinantă pentru noi, pentru presă, prin care spunea că vor începe urmărirea persoanelor fizice pe site-urile de socializare pentru a observa bunăstarea acestora și pentru a observa, a depista dacă nu cumva produc venituri ilicite pe care nu le declară statului. Cum vi se pare o astfel de declarație? Și în contextul în care 2 ani de zile au fost categorii sociale care n-au avut sursă de venit și nu s-a aplicat nimeni asupra lor. A fost efectiv o bătaie de joc. Să știți că singura creștere economică sănătoasă este creșterea economică nu venită pe împrumuturile externe și pe producție. În România, așa cum ziceți dumneavoastră, norocul face să fi lucrat înainte de a fi primar la Direcția de Antifraudă, da? Și să cunosc cât de cât situația. În România, evaziunea fiscală nu e de 50%. Acum, când vorbim noi, este de peste 70% din economie. Și vă dau un exemplu. Am fost în criză economică. Statul român a fost în criză economică. Oamenii n-au fost în criză economică. Să țineți minte ce vă spun. Statul român a fost. Dar oamenii, pentru că au existat bani negri în economie, care i-au circulat și nu s-a stopat economia. Da? O economie sănătoasă, atunci când se contractează, dă direct în ăla, în cetățean și în firma în care livrează banii către cetățeni. E, în România n-a fost așa, spre norocul nostru pe de o parte, dar spre ghinionul nostru pe partea cealaltă, pentru că cum să vă zic, trebuie să țineți cont că atunci când a fost creată antifrauda, au fost colectați foarte mulți bani din România, din economia neagră din România, astfel încât într-un an de zile s-a reușit scăderea TVA-ului, da? Victor Ponta a scăzut TVA-ul de la 25% la 19%. Și atunci a dat o gură de aer economiei și mediului privat.
Victor Ponta a creat foarte multe facilități pentru mediul privat. Uite, să mergeți să discutați cu mediul privat, să vedeți, a dat 3% pentru afacerile care nu depășesc o anumită sumă ca și... Lăsați că vine acum noua guvernare și e încalecă. O să vine, o să vede. Până nu se vor stabili și până nu se vor colecta banii din economia neagră din România, România nu va merge bine, să știți. Dar așa urmărim persoanele fizice, adică să mă ierte Dumnezeu, dar mi-e greu să... Nu știu dacă ați observat că în România se construiește foarte mult. Ba da, în ciuda crizei economice, toată lumea face case, toată lumea... Afaceri imobiliare, sunt cele mai profitabile. Nu vorbim de inclusiv de afacerile imobiliare, dar nu vorbim de blocuri neapărat, vorbim de case, toată lumea face case. Eu nu știu cum. Îmi cer scuze, să știți că eu am și eu un salariu bun, l-am luat antifraudă, l-am avut și mai bun decât l-am acum, da? Doamne, mă, ca să poți să strângi 3 miliarde, 5 miliarde cât e o casă acum, 6 miliarde ca să fie și mobilată și asta. Asta înseamnă să nu mai mănânci, să nu mai bei și să nu te mai distrezi o perioadă lungă de timp. De-a lungul anilor, da? Și ele răsar. Deci bani negri sunt și la persoane fizice. Eu zic așa că singura regulă care putea fi aplicată este cea mai simplă. Toată lumea să depună declarație de avere. Așa cum funcționarii publici depun declarație de avere și pot fi urmărite sumele foarte ușor, le declari tu pe propria răspundere, nu te obligă nimeni, tu declari exact ce ai, cum ai și de unde ai, așa ar trebui să depună fiecare persoană, fiecare cetățean din România. Dar din punct de vedere logistic. Și atunci ar fi, nu, din punct de vedere logistic, tot ceea ce vedeți dumneavoastră de la ministrul de finanțe, vă garantez 100% ce vă spun eu acum, da? De la ministrul de finanțe și până la directoria ANAF, ce ziceți dumneavoastră și asta, nu că mint, dezinformează. În momentul de față, infrastructura ANAF, infrastructura Direcției de Antifraudă, infrastructura finanțelor, este foarte, foarte depășită și ca număr de personal, și ca salarizare, și ca dotare, și ca ce vreți dumneavoastră. Deci ei, ca să crească volumul, vă dați seama, ca să începi să controlezi cetățenii de genul ăsta, volumul este extrem de mare de muncă și ca să crească volumul de muncă, automat trebuie să crească numărul de angajați. Ca să vină angajați și ca să reușești să angajești profesioniști, trebuie să îi plătești și bine. Pe lângă administrația publică locală, vă vând un secret, cel mai prost plătit sunt cei din finanțele publice. Ministerul Finanțelor Publice și ANAF-ul dintotdeauna a fost cel mai slab salarizat. Asta a fost ceva, o paradigmă. Eu de câte ori venea președintele ANAF, că am venit de foarte multe ori în vizită la antifraudă, la Târgu Jiu, diferiți președinți, singura problemă asta era. Dumnezeu, noi suntem ăștia care luăm banii. De ce să câștige mult mai mult judecătorii? De ce să câștige mult mai mult? Să câștige mai mult, da? Dar nu dublu și triplu decât câștigă un inspector. Că atunci intervine corupția. Dumnezeu, sunt oameni care, să știți că controlează agenți economici și pot aduce bani negri de câteva milioane de euro. Păi aici dacă intervine... Aici intervine... Bine, nu le găsim, scuze. Nu găsim. Nu-ți mai convine, dar nu-ți convine identificăm, doamnă, identificăm care ar fi motivele, că toți ne gândim, bă, dar de ce să auzi inspectorul, nu știu care, a luat mită și cât e mita? 1000 de euro, 2000 de euro? N-ați văzut pe niciunul cu sute de mii de euro. Sunteți de acord cu mine? Da, 1000 cu 1000 va ajunge la câteva sute de mii. Da. Pentru că dacă aveți... Că dacă ar avea și să fim așa intangibili și să-i lăsăm intangibili, să le cerem să fie intangibili, ar trebui să pluseze și ministerul cu ceva bani în plus, nu? Să știți că la un moment dat, uite, vă spun, la un moment dat, țin minte, pe timpul lui Călin Popescu-Tăriceanu. Atunci, și atunci a mers ANAF-ul foarte, 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 foarte bine. Și erau mulțumiți și oamenii. A mers regimul ăsta de stimulente. Ei au tot vrut să-l introducă, că să stimulăm pe cei care au rezultate, că să stimulăm... regimul ăla de stimulente ce făcea? Erau din încasările totale un procent. 5% din încasări se formează ca un fond de stimulente și se împarte către salariați. Păi erau ședințe la nivelul finanțelor publice, la jumătatea lunii le spunea, n-avem, nu am făcut fondul de stimulente, n-am făcut. Toți erau la încasări, la executări, la... Păi acum mai e așa ceva? Acum nu vă spun sincer este. Că se cam doarme. Să fie cu iertare. Nu mai este. Să nu doar acest organism al statului, ci în general organismele statului. Nu, dar este unul dintre organismele care este într-o letargie. Și nici nu va putea fi scos din letargia asta dacă nu-l stimulezi. Să știți. Eu
orice om muncește atâta timp cât e motivat să muncească. Dacă nu e motivat, nu muncește. Și nu mai vreau să țin apărarea celor de la ANAF, dar le țin pentru că știu ce, prin ce trec și ce li se solicită, da, să facă cu resurse reduse și foarte reduse, dar vreau să țin apărarea și celor din administrație publică, care au fost cenușerea sa sistemului bugetar. Ei au avut o gură de aer atunci când a venit Olguța Vasilescu, care a fost primăriță și a avut norocul că a fost primăriță și și-a dat seama că ajungea primarul să câștige mult mai puțin decât câștiga contabilul șef sau un director din cadrul primăriei. Au fost multe cazuri și atunci semnalate a adus o regulă, a adus o regulă de mărirea salariilor. Însă, guvernanții, și aici au fost de vină cei de dreapta, ca să ne înțelegem, ce au făcut? Dacă legea spunea că de câte ori primarul are are un număr de salarii minime, da? Primarul de comună are un număr, primarul de municipiu un alt număr de salarii minime, coeficientul, ca asta știe, așa? Și coeficientul este raportat la salariu minim. Dacă salariile creșteau la una cu salariul minim, pentru că salariul minim a crescut de 2-3 ori, da, atunci nu mai era o problemă, că erau normal crescute treptat, da? Și constant. Numai că legea a spus că ele se limitează și nu s-au mai legat de salariul minim, așa cum era legea. Ați rămas la aceea salariu? Și a rămas cu salariile de când s-au pomenit, de când a fost făcută legea. Și atunci nu e vorba de primar, repet, am mai spus. Noi primarii au salarii destul de bune, 50 de milioane, eu atâta câștig. 50 de milioane, bani în mână, sunt destul de buni, sunt oameni care nu câștigă cât câștig eu, da? Dar ne gândim că toți cei de sub mine, da? Viceprimar, secretar, contabil, șef, oameni care trebuie să-și dea cu responsabilități, câștigă mult mai mult, mai puțin decât mine. Și atunci acolo e clar că lucrat. Nu putem să facem performanță, nu se poate, nu poți să faci. Am în programul electoral și încerc să fac un birou de fonduri europene. Doi oameni. Nimeni, iertați-mă că vă spun, dar pe banii deci, ăștia preferă să fie consultanți privați. Consultanții pe fonduri europene câștigă mii de euro, zeci de mii de euro. Cine vine la primăria Comunei Dănești? Eu mă bucuram că pe lângă ce îmi fac mie 1, 2, 3, 5 proiecte pe an, să veniți și dumneavoastră să ziceți, domnule, dar ce pot eu să accesez? Să vă spună, puteți pe POR, puteți pe AFIR, puteți pe toate, înțelegeți? Era acolo, făceam un birou special să ajute și cetățenii și mă ajutam și eu de treaba asta. Păi nu vine nimeni. Nu vine nimeni să facă nici măcar pentru mine, dar apoi și pentru cetățeni. Și atunci cum reușiți să vă faceți proiectele pentru accesul? Cu diferite firme de consultanță, care din păcate sunt bani foarte mulți, dar asta este sistemul, asta s-a creat în sistemul ăsta ca să poți să faci, să ajungi. Că până la urmă ce sunt proiectele? Ca să ne înțelegem, sunt niște planuri. Da, îmi fac un plan să fac o școală. Ce înseamnă acolo? Cât să construi? Vă mai dau un sunt cont. Foarte greu de făcut, domnule primar, pentru că vă spun sincer, m-am uitat și eu pe ghidurile care au apărut acum. E destul de dificil să înțelegi ce cere Uniunea Europeană în acel proiect. Nu, că nu, Uniunea nu cere nimic, să știți. Uniunea zice așa, noi dăm bani pentru școli. Dar e trebuie fals să vă încadrați, da, în niște criterii. Criteriile nu le stabilește Uniunea. Ghidurile, ascultați ce vă spun, ghidurile și pentru PNRR, și pentru AFIR, și pentru Porsche, nu le pune Uniunea Europeană. Nu le, înțelegeți ce vă spun? Românii le fac. Adică noi ne săpăm singur groapa? Românii se complică, românii sunt mai catolici decât papa, românii își pun 7000 de ștampile. Să știți că programul ăsta PNRR și nu laud, dar ceche ătilă ăsta de la Unguru din România, e unul dintre miniștrii performanța ai guvernului, nu vă vine da, să credeți, vă nu, garantez. Așa este. Deci este acest PNRR, dacă se întâmplă până la capăt, da, repet. Am depus în primă fază pe PNRR, ieri am avut o consultare cu mai mulți primari și cu acești consultanți pe PNRR și mai sunt câteva oportunități de care va profita și Comuna Dănești, sunt sigur. Am depus 6 clădiri. Dacă tot ce a fost până acum este tot pentru a obține această finanțare, vă spun că acest PNRR a fost ca o rachetă. Înțelegeți? Deci a mers extrem, extrem, extrem de bine. Și vă dau un exemplu. În momentul când a pus primarul de la Tismana proiectul pe PNRR, care deja a fost aprobat, ați văzut, a fost invitat la guvern și a fost aprobat, da, da, da,
A depus și Dăneștiu, a depus și Bălăneștiu, a depus și Scoarța. Deci toate sunt depuse în aceeași perioadă, cu aceiași consultanți. N-ar avea de ce să nu fie bune ale mele și să fie bune ale nesu. Deci, Nu. Deci ele sunt bune toate, înțelegeți? Și sunt încadrate în bani. Să vă mai spun încă ceva. Încă o surprindere din punctul ăsta. Sunt foarte mulți bani care n-au fost accesați. Da. Deci, în prima fază, da, pe componenta asta 10, primarii nu au depus proiecte și nici nu vor depune, domnule primar, pentru că este mult mai comod să stai și să nu-ți bați capul să faci fel de fel de hârtii și de hârtiuțe. Ce-ați furat? Da? E adevărat, știm, pentru că avem eu am muncit exemple. Foarte mult și într-un timp scurt. Vreți să vă dau exemplu? Se știe, adică sunt bani pe care puteau să-i acceseze și sunt și acum, să știți, până pe 30. Adică li s-a dat mură în gură. Uite, îi sunt banii ăștia pe... Încă mai sunt bani pe renovare de clădiri. Încă mai sunt bani. Păi n-or avea, ori fi toate în regulă la dumnealor în comunitate. Nu. Avem exemplu, să-mi fie cu iertare că aduc în discuție, dar decât să acceseze componente din astfel de proiecte, preferă să facă, să ia mită. Și dau exemplu acum primarul de la Albeni, care ieri a fost ridicat de mascați chiar din sediul instituției, din sediul primăriei, și a fost arestat pentru 24 de ore pentru luare de mită. În 2022 se mai pretează la astfel de acțiuni. Încă beneficiază de prezumția de nevinovăție, dar este clar că oamenii ăștia nu s-au dus acolo pentru că domnul primar nu comentez. Am zis că nu comentez acțiunile colegilor mei primari. Doamne ferește, să știți că sunt multe chestiuni în care pot să pici și nevinovat. Dar nu luare de mită. Doamnă, știți? Nu luare de mită. Dar să știți că eu am urmărit și filmulețele din scandalul lui Stan cu... Da? L-a provocat contabilul care l-a pus acum și după aia, când a început să se enerveze respectivul, a dat și l-a filmat și l-a dat și zice, vai, în jură. Aveți și dumneavoastră experiență din asta. Păi vă spun că eu am trăit experiența asta la primăria Târgu Jiu cu individa respectivă, dar numai că am trăit experiența asta. Dar am urmărit filmulețul ăsta al lui Stan, cum s-a certat. Da? Se vedea cum îl filmează și cum îi zicea, exact cum îi zicea mie asta. Hai, fă-mi, hai, dă-mi, să mă provoace să fac eu. Eu sunt Nu am abordat acea problemă și nici nu aveam de gând să o abordez, dar deja lucrurile au denaturat acolo. Sunt lucruri în care poți fi atras și mi-am dat seama că poți fi atras fără să realizezi. Sunt totuși la început și fără experiență. Nu cred că voi mai cădea într-o capcană de genul ăsta. Dar uite că am căzut într-una și așa poate cădea oricare dintre colegii mei primari și de aceea nu doresc să comentez acțiunile dânșilor. Fiecare, cum am zis, au programul lor electoral, fiecare știe ce a promis oamenilor și ce poate să realizeze. Am un coleg, nu-i dau nume, prietenul meu numărul 1. Am făcut programele electorale. El a trecut 10 puncte, eu am trecut ca fraierul 30 de puncte. Dar vă spun și de ce am trecut, nu ca fraierul, în ghilimele, da? Eu am trecut prin comuna Dăniști și am văzut. Nu avem dispensar, nu avem aia. Eu toate le-am scris acolo, da? Chiar dacă erați conștient că nu le puteți realiza în primul mandat sau ați avut așa... Dom'le, eu să știți că energia mea și, cum să spun, toată energia mi-o dau să încerc să rezolv cât mai multe din ele și cred eu că mare parte, am zis că renovești școlile, uite că mi-a ajutat Dumnezeu și a ieșit programul ăsta exact pe ce am vrut eu. Și am pus 6 școli pe care le voi renova. Am zis că fac un centru social, uite că acum o să iese tot pe PNRR și o să încerc să fac într-o fostă școală care este și un pic mai mare, un centru, dar am zis că nu spun și nu spun ce vreau să fac înainte, că nu vreau să mă laud, dar vreau să spun ce vreau să fac, da? Și am în programul electoral un centru de zi, dar nu un centru de zi neapărat pentru bătrâni, și pentru tineri și pentru bătrâni. Și voi face acest centru, voi da o utilitate acelei școli ca să nu se dărâme, da? Voi găsi bani ca să o renovezi astfel încât să nu o lasă dărâme, că oamenii au făcut-o cu sudoarea frunții. Multe dintre aceste clădiri au 10 de ani, 60, 70 de ani, făcute din banii oamenilor. Eu am stat de vorbă cu oamenii și fiecare a venit cu câte ceva și cu forță de muncă și au făcut. Și noi am lăsat-o pentru că a picat-o țigla, am lăsat țigla și s-a ales praful, a căzut tot acoperișul și nu mai poate fi renovat. Am și o astfel de școală în comuna, în satul Brătuia, care nu mai merge să mai fie renovată și va trebui să o demolez, să găsesc altceva de făcut acolo. Deși oamenii au făcut școală acolo, au învățat, sunt nostalgici după școala aia, suferă când vede, n-are geamuri, n-are uși, n-are, e praf. Dar nimeni nu mai finanțează renovarea unei clădiri care este într-o stare foarte avansată de degradare.
Din păcate, da, așa este, dar veți găsi o altă utilitate. Sunt multe, multe de făcut, mai ales în viața multe, satului. Dar dacă nu scăpăm nicio etapă și nu scap, să știi, am o problemă, banii. Aici e o problemă pentru că toate necesită bani. Angel Salini, se mai aude ceva de program? S-aude, sigur că bani. Da. Deja am început să primim informația cam ce vom primi și să ne orientăm să facem. Cred că în Comuna Dănești, din câte am eu promisiunile, da, așa cum am zis, la oamenii de bine de la Partidul Social Democrat și de la conducerea județului. Ce primiți? Asfaltare? Primim asfaltare și cred eu că vom primi și introducerea de gaze naturale. Cred că deja e cam mult. Este mult, vi se cam apleacă așa balanța spre dumneavoastră. Nu, să știți că așa s-a pus discuția, exact cum ziceți dumneavoastră, că este mult. Dar i-am rugat și am vrut să înțeleagă faptul că în Dănești chiar nu s-a investit de foarte mult timp și chiar trebuie făcut ceva major. Eu aș vrea să știu când s-a investit în Comuna Dănești. Nu mai comentez. Cei care au fost și acum înțeleg că vor să revină, să îi așteaptă să fiu eu luat de DNA, de poliție, ca să revină ei. Să fiți luat de DNA pentru, da. Pe ce motive? Acum ei, eu vă spun că sunt oameni care au stat acolo 16 ani de zile și n-au știut că pot fi făcute lucrări. Dom'le, ascultați-mă ce vă spun, că nu glumesc. Primar care n-a știut că pot fi făcute lucrări prin încredințare directă. Eu nu cred că n-a știut. N-a știut, păi dacă el vine și zice, păi cum a făcut el dacă n-a făcut licitație? Păi stai, se poate încredința lucrare directă în limita unei sume de bani. Da. Pentru că acum s-a și modificat pragul. A crescut pentru pragul, ca da. Să putem atrage tocmai, să putem merge mult mai repede cu lucrările pe PNRR și să atragem cât mai mulți bani. Bun, ați primit asigurări că veți primi două proiecte mari, importante, asfaltare și cu ajutorul domnului gaze naturale. Cu ajutorul domnului Mihai Weber, ca să ne înțelegem. Dânsul mi-a promis și cred eu că se va ține de promis. Și încă un pas important, nu știu dacă sunteți norocos sau ați făcut ceva lobby, drumul expres va trece prin Comuna Dănești. Prin să știți că acolo a fost să fie norocul și conjunctura și, cum să zic eu, așa a trecut amplasamentul. Da, e o chestiune care n-a ținut neapărat de noi, cum a zis. Dar vă avantajează foarte tare. Într-un fel sau altul, ne avantajează, el va trece pe o porțiune foarte mică în Comuna Dănești. Important este că este aproape de Comuna Dănești, da? Ne putem urca de la scoarța de la Budieni, ne putem urca pe drumul expres să plecăm la Craiova. Foarte important. Păi cum să nu? Poate reușiți să aduceți investitori la Comuna Dănești. Nu e foarte important, este extrem de important, extrem de important. Nu știu dacă ați văzut că de-a lungul autostrăzilor, în apropierea orașelor, se dezvoltă zone industriale și asta ar fi un plus pentru noi locuitorii din Dănești. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența. Încă o dată, nu vreau să ieșim până nu spun așa. Vă aștept pe toți la zilele Comunei Dănești. Fie că sunteți din Dănești, pe dumneavoastră, fie că sunteți din Târgu Jiu, sunteți de la Scoarța, de la Drăguțești, de unde credeți că vreți să fiți alături de noi, va fi un eveniment foarte frumos, eu zic că inedit, artiști frumoși și ne vom petrece așa cum trebuie. Așa pe este. Toată lumea o aștept. Vă mulțumesc din suflet încă o dată, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și eu pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Vă aștept cu drag la evenimentul din acest weekend de la Dănești, ne vom întâlni acolo și până la o nouă revedere, vă urez toate bune!